Nu banii și nici lipsa de valoare au făcut ca boxerul din Craiova să rateze Olimpiada de la Rio. Motivul principal l-a constituit lipsa unei săli în care să se pregătească în condiții normale. Este cunoscut faptul că în bănie un ring de box este o raritate, iar antrenorii lucrează în condiții grele. Această problemă poate fi rezolvată când piața de pe strada Brestei va fi transformată în sală de box. Noi nu avem o infrastructură adecvată boxului în Craiova. Suntem singurul oraș cu peste 250.000 de locuitori care nu are o sală de box adecvată boxului. Adică mă refer la o sală cu ring de box în sală. Avem, într-adevăr, câteva săli la polivalentă a CSM Craiova, dar nu este adecvat. Atâta timp când ai o sală cu ring de box în sală, este ca și cum ai juca fotbal, dar fără să tragi la poartă, ca să fiu mai explicit. Pugiliștii craioveni pregătesc în acest moment centura de aur, care va avea loc în luna iulie la Iași. Ar fi o mândrie pentru noi să avem participanți la centura de aur Craiova. Că acum dacă vom veni și cu medale, pentru că se anunță un turneu foarte puternic, pentru că este an olimpic. Și toate țările vor să vină la Iași, la centura de aur, ca ultim turneu de verificare înaintea Jocurilor Olimpice. Și atunci va fi foarte greu să poți să iei o medale. În luna august, pugiliștii craioveni vor participa la campionatele mondiale.